Salut, sunt Andrei și astăzi vă prezint mașina de șurubat profesională DeWalt DW275. Mașina este destinată în șuruborilor, în special la înălțime, datorită greutății de 1,4 kg, este un produs ușor de manevrat. Partea frontală a mașinii este reprezentată de un limitator de adâncime, care prin rotire setează adâncimea de strângere a horșuruburilor. Acest limitator se poate detașa pentru a permite înlocuirea capătului de înșurubare. Motorul are o putere de 540 de W și dezvoltă o turanță maximă de 5300 de rotații pe minut, astfel înșurubarea se face rapid. Întrerupătorul se poate bloca în cazul în care dorim să utilizăm produsul mai mult timp, schimbătorul de sens se poate acționa de pe ambele părți ale mașinii, iar crema de prindere la centură ne ajută la lucru la înălțime. În setul de livrare al produsului găsim certificatul de garanție, cartea tehnică în limba română și cutia din plastic.